Cetățeanul Dodon, fiind foarte tare deranjat de ratingul care crește la unii oponenți politici, inclusiv la blocul electoral Renato Usatăi, Dodon pregătea unele torpede. Una ați văzut-o ce s-a făcut la indicația lui Dodon când cineva a ieșit la un post de televiziune. Nu vreau să-i dau nume acestui torpede de-a lui Dodon, dar acela la care i-am dat eu nume foarte corect, după cum spun cetățenii, într-o emisiune, în emisiunea Politică cu Natalia Marari, țineți minte că a sunat acolo cineva, care până la urmă toată țara știa că el este PPP, numai că eu i-am pronunțat așa cum este și așa s-o fac toată viața. Dodon a văzut că o torpedă nu-i destul, că nu prelucrează protestele organizate tot de el și de acestea partiduță la bălți, mizerii, provocații, fake news, că acelea nu erau compromaturi, erau fake news cu primarii lui Usatu și restul astea. Că dacă era ceva real, de mult avem și eu rupt și eu și colegii mei primari, de cineau lui Dodon, maiul lui Dodon și așa mai departe. Amu Dodon, vede că până la alegeri a rămas foarte puțin și a pregătit el o serie de atacuri. Să fiți atenți că ceea ce o să auziți acum nu o să vă spui nimeni, dar eu nu doar o să vă spun, dar și să vă prezint niște probe. Dodon, cum ăla cu PPP doar se ocupă de un concurent electoral și de blocuri înătuzate, eu pregătit și pe alții. Cum ar fi cetățeanul Andrei Năstas? Ați auzit cum zghiera ieri, că nu, că platforma da o câștigat și Usatăi nici nu era pronunțat, nicât în dosarul și sunt de diaspora, era numit blocul electoral Renato Usatăi și alții. Am avut cu dânsul câteva discuții, odată la calm și odată chiar pe coridor. Și am spus, băi Andrei, pe tine te-a omorât că stai în pantalonii lui Dodon și asta pe tine a să te distrugă definitiv. Că tu ai pierdut alegerile prezidențiale și ai luat 32 domic în direvne din cauza colaborării cu Dodon. Și mă tem să udivii Baltica Zero. Că nu, că nu e așa, că nu știe, dar eu doar ocupându-mă de securitatea mea, stau cu urechiușele inclusiv la Dodon. Acum apare azi un video. Cei care nu l-au văzut, eu cu ușa să arăt tot ce a apărut și al mai important, că eu despre asta am vorbit când m-a întrebat Gheorghe Gonța într-o emisiune televizată, ce cu acest? A apărut o poză Usatăi cu Jăzdan și cu nu știu cine acolo la tirul Dinamo de la Rășcanovca. Și am zis ca să apară și video. Deoarece acest video era prima la Cristal, care au lucrat la Plahotniuc și am lucrat la Dodon, era video înregistrat de mine personal și un prieten de-al meu și ei mi-au spars poșta și l-au luat de acolo. Și a doilea, ni l-a ridicat FSB-ul când au fost perchizițiile acasă. De-am l-a luat Andrei de la FSB ori de la Igor Dodon, întrebați-l pe dâns. Dar vreau să priviți, important, ce a fost 3 luni în urmă, vedeți acest video și după asta și boleac de breaking news. Dacă ei s-o leac așa tare combinatori și gândesc să ajungă iarăși la mizerie în stilul lui Plahotniuc, atunci, băieți, țineți telegram. Toate pe rând. Poftim. Uitați-vă, ce fel de prieteni aveți dumneavoastră că ei de la întâlnirile private pe care le aveți publică poză cu dumneavoastră, eu mă refer că a apărut la Telegraful Știri, cum trageți dumneavoastră din armă la niște poligoane. Și erau mai multe fotografii de la diferite poligoane. Așa. Și eu îmi dau seama că acolo nu a venit SIS-ul, pentru că poza e făcută de aproape. Domnule Gonț, nu a fost niciun zis, deci pe aceste poze... Și deputați. Da, pe aceste poze, deci merge vorba, este vorba de 2009, 2008, sau 2000, deci mai mult de 10 ani, sigur. Deci sunt pozele din tirul de la Dinamo, unii s-au achitat oficial arendă, toată lumea știe că dețin mai multe arme, le dețin legal. Și când au băgat ei cu... Deci Plahotniuc, pe timpul lui Plahotniuc, toți ăștia flăcăi care au scris știrea, care lucrează azi la Dodon,
А у спарсу имейл, шеди перечес имейл, а у скос позы, ше видео факути ди, ну это еще и конкрет с реферала Жездан. Жездан и рад той женка, ди пти был воронен, шефла ДСО, а скулянка, у скрис пресса, ди моему теории, кяка, усат, и у Жездан, он тонит лад ДСО, шакума, ут, я рашу депутат, ше юцин меди, позли, кэрли амвазот, кэс воспон, мя фос парс имейлу, Диванный был плохой днюк, когда мы украли до дожди публиши. Да, да, Витория, смотрите, видео, унирая же с даншим аэром, как и с вами, и так же контракт, где Калашников, где Лузи, где что ли, то эти армии, а фост, где цену, где еще и тиру, где ладина, мы аэром, ну, где пцыни или корей. Путя финки, ряд, Петро, мели, штрази, дина. Как это, что есть? Я каста, что есть и фаца реала, Unor partide politice, că uitați-vă și să ocupă-i. Dar știți cum nu-i nimic rău în faptul că ea ca un om deștept când o dă în bară, în cazul meu, domnul Goț, parcă, adică se mai întâmplă. E da, o dă în bară și oamenii deștept. Dar e mult mai grav, e mai grav când un prost permanent îl faci pe deștept. Așa ca și care fac cu telegraf. Domnul Sat, azi venim cu vaccin, aș la dărșă. Acum ai atent. Следователь Дима Кругел, Астас Публик Видео. Фильм грустный, музыка суровая. Ренат Усатый, Компошка Лакир. Чим Мухей, Сременник Арман Спортилов. Борька, Борчезе. Мы за тобой придем. Трат, Дим, Престол. Есть такое ощущение, как Патишин Кубик. Делащитный Гимерик, Трат. Жердан, Кубик, Дежобу, Пуни, Камни, Мерик. Аша, Жердан, Шедамир, Ренат Усатый. Вперед, идет, Майдан Бар. Сейчас будем Каренюшка. Ровно еще. Я потенциально окупатель, коллеги. Да, трат ваши деньги по твоему. Смотрите. Погнали, работаем. Давай. Нас там. А мой Вальтер правит новую дышню. Да. Я речь уже попал в спортзал, не помню. Таком видец, следователь по особо важным делам, Дину Плангеу, Пласязум видео, а еще в Карипеде, Борька, такое может быть с каждым. С каждым си намек, да, свой мой следователь. Вот на цену то мы на вастро, не жгищушка, ла дела кал, дела короцы, шамо фашист, такое может быть с каждым. Дину Плангеу, я штил фарти бини, где интерне следователь, шмонтажник, кадин Андрей Настас и министру интерне сау космонавт. Пентру мини есть алчева импорта. Тиду плынков я раздел, карего посад пё кнопка. А изображение не перевернулось там. Дичь карего посад пё кнопка.
Шайдис каркат видео кари по фосфакут. Орла ФСБ, орла офису Лудодон. Ту еш оляк и исполнитель. Акума, диспри Жиздан, Дамир Ширесту. Да, на чест ир. Дежа атунщ ел куноштеам пи Жиздан, ера 10-12 ани урмы. Кын ел ера ла ДСО, атунщ ел штеем пи Дамир, ка лукра ку Стипуляк ла Тантал, ша колу ера жумата ди милиционеш ди политика дин цары. Ио антрадивыр, им плак армили, пескуиту вынату ди ми копил, ши în afară de vânătoare, mergeam de foarte multe ori la tir. Tot acolo au fost antrenați bodyguardii mei și cred că toți bodyguardii din țară, că nu erau atunci tiruri private. După asta am venit în politică. După asta, Jezdanu a devenit ministru de interne când eram eu și mulți alți colegi de-ai mei cu dosare penale, cum s-a devenit mai târziu toate fabricate. Fiecare s-a dus în drumul lui în viață. Voi și vreți să arătați așa? A, Cusate, Damir, Damir și nu-l placă. Pe mine când m-a întrebat Natalia Morari într-o emisiune în sate, a văd pișu, știu, vezi, zic, da, Damir băl vopsi parte. Eu niciodată n-am avut afaceri, nici în Republica Moldova, nici în afara țării, cu cei la care eu sau statul are întrebări. Pe cine eu cunosc, eu niciodată asta n-am ascuns. Dar să cunoști pe toți. Și să ai ceva afaceri, asta deja e altceva. Așa că întrebarea mea, încă o dată, Dinu Plângău, tu și alți care mă atacă din colegii tăi, voi sunteți folosiți fțiomnă, cum spune, voi și vă de Andrei, voi și faceți. Faptul că acest video și pozele au apărut pe telegramele lui Dodon 3 luni urmă, și amu, unul ți-o l-a dat ție, altul trebuie să ajungă la așa la Cușmă, care e tipa tot o leacă patriot. Și acolo, cum i-am spus eu lui și în el și așa mai departe. Rebet, terminați cu prostiile astea, că voi ați murit din cauza lui Dodon, nu din cauza că la voi e rău partidul. Dar asta sunt problemele voastre. Faptul astăzi că Dodon, ori băieții de la FSB, care o scos de la mine de acasă acest video, care nu a fost ascuns, mulți l-au avut. Cum am publicat un video cu Plahătniuc de la ziua mea de naștere atunci când cineva tot o dădea cu Breaking News. Eu am vorbit cu toți până m-am implicat în politică și s-a întâmplat după ce m-am implicat. Deja cunoaște toată țara. Dacă Plângău, alții care mă atacă din platformă, vreți să aflați cine este Renat Usate, cu ei n-aveți de unde să mă cunoașteți, dar Anastasia vă minte. El nu vă povestește cum achitam eu tot transportul când protestam împreună. Și face la mine, la Moscova, în Dubai și în alte locuri. Întrebați-l. Dacă nu, este un om care este fratele lui, dar eu consider om cinstit, domnul Vasile Năstas. Și întrebați-l pe dânsul. Este drept ori? Și ne spune Andrei, Cusate, interlop, landrămat și așa mai departe. Eu știu, doamna Grigoriu, cum Năstase te rugat să mă bagi pe mine în landrămat cumva. Dosarul de la FSB, de la Moscova, eu l-am prezentat de mai multe ori. Și oricum ați băgat în paragraf Chiaca, de la Rușo, a venit una, alta și așa mai departe. Ca să terminăm cu video, să trecem la alte mai importante. Eu am avut viață ca fiecare om, niciodată n-am ascuns, n-am acceptat mizerii când dacă cineva îmi dădea video de la Năstase, care îi făceau lui ilegal în casă, cum Plângău era o leacă bețvan acolo cu niște copchii să neau de chiloței unul de altul, orice făceau acolo. Eu nu umblu cu mizerie. Și voi dacă faceți așa ceva, scrieți chiar că Usate, 12 ani în urmă, dar nu faceți wow, cum a arătat Plahotniuc la publica 5 ani de zile, a moi și cei care l-au lucrat, lucrează la Dodon și voi asta le faceți. Este cam trist.